Bă, bună dimineața, România. Tocmai ce a intrat unul cu o engleză de baltă foarte proastă, mi-a trimis două melodii. Bineînțeles că mă plăti ca să le ascult. Vă seama că eu n-ascult melodii, niște porcării de melodii. N-aveam cum să le ascult dacă nu eram plătită. Așa. Pe care s-a luat la ceartă cu mine. Bineînțeles că există femei și bărbați, există numai ta, există era. Nu, bă, există oameni. Nu știu să zic că există femei și bărbați. Și că nu există 56 de gen, da. Și au venit să-mi zică că eu sunt o curvă pe internet. Și i-am zis, da, bre, pentru oameni ca tine, da. Și să facem. Asta este. Dizăși ani dizâli! Nu dizăși. Din 2002. Sunt 20. 20. Bine, cum trebuie, cred că m-am dus la facultate, am mai făcut chestii. 20! Așa. Fraților, ce job mai mișto poate să fie ăla în care te îmbraci frumos și vine cineva și spune: ce hot ești asta? Extraordinară ești astăzi. Fie că îi cred sau nu cred în asta. Dacă se dea bani pe lângă tine, ați înțeles, trebuie să zic asta. Ce job ți-ai fi dorit tu mai mult, mai frumos decât asta? E una din cele mai mișto joburi pe care, păi, sunt, că are 2 metri. Da, s-a simțit foarte nașpa că a venit unul și mi-a zis că sunt responsabilă pentru încălzirea globală și da, și omul s-a simțit extrem de nașpa, că a zis că cum adică, adică ce, el e persoana care urăște doar pentru că nu vrea să stea la masă cu un gay? E mișto să fie gay. Nu-i mișto să fii gay și să vrei să-ți fie pupată mâna. Nu e frumos. Nu e frumos să fii gay, să fii lăbar, profesionist, să vrei să-ți fie pupată mâna. Nu este ok, da, mare hetero, mare bărbat. Ești homofob, asta este. A venit să supăr. Eu am mai mult pratan decât tine. Ce se înseamnă complexul de inferioritate, ca voi să înțelegeți, o persoană care s-a simțit deranjată de postările pe care le am eu în limba engleză, că eu sunt mai a venit să își facă un fel de surprindere superior, știți? Că aici, despre pagina ta, este doar despre tine. Da, exact, pentru că în viața reală n-am găsit unul care să mă facă viața lui. Da. Și a venit da, a vrut să mă fac soții. Soții a vrut să mă facă. Așa. Și a spus, bă, asta este, ce dracu să facem dacă în viața reală n-am avut pe unul care să mă ia, să mă venereze așa cum mă venerează ăștia. Nu știu, și că n-am 100 de chile. Asta este, ghinion dă-ne șansă, știi? Că sunt cea mai urâtă persoană, sunt cel mai urât om de pe tera, pentru că sunt atât de egoistă, da, pentru că despre tine este, chila vrea să aibă o discuție cu mine, în care el trebuie să-mi spună mie, sau ea, că nu am de unde să știu ce persoană este, n-are cum să fie un el. Poate să fie o persoană care are penis, dar să se comporte ca o pizdă. E, și nu e vina lor, adică există și de mii de femei care au vagin și nu sunt pizde. Ca să ne înțelegem foarte bine. Una din cele mai mari, da, că el și lui place să fie plătit, dar el folosește banii foarte deștept, da, face banii și poate, el face ce vrea, da, și după ce mi-a zis că face ce vrea, l-am blocat și i-a spus, ia, hai, fă acum ce vrei. Ia să vedem. Hai să văd că mai ce vrei.
s-a terminat. Canet film. Canet film. Eu v-am scris Canet film. Prata Nitai, nu știu că tu ești o curvă pe internet. Da, bă, da, ce dracu să faci. Da. Dar nu e nicio problemă. Că fiecare e curva cuiva. Ați înțeles? Fie că este curva unei persoane sau că e curva. Așa. Eu glumesc. Prata, nu știu ce fac. Nu, nu. Nu am la Facebook. Nu sunt. Nici nu sunt. Așa e, da. Nu sunt. Iar mai mult prieten decât mine. Am mult prieten care? Cu oameni care te știu. Bă, v-am zis vreodată că mintea mea își de restart? Da. Așa sunt cea mai fericită persoană de pe tera. Nu uitați. 20 și mă o să mă mai prindeți vreo 50 de pe tera. Probabil că o să mă vedeți și la 100 de ani, că o să intru. Deci, pentru că, spre deosebire de alții, da, eu fac jobul ăsta de plăcere, din egoismul meu. Așa mi-a zis cineva, că sunt egoistă. Despre tine, eu, da, e numai despre mine aici. Uite, mă fac așa frumoasă, îmi fac părul frumos, așa extraordinar. Și nu mai știu cât extraordinară sunt. Dacă mă duc acasă, credeți că zice cineva că sunt extraordinară? Dacă te venea în soția vreunui două ciumpalac din ăsta? Nu, că aveam de spălat rufe, papuci, ciorapi, murdari, rău de tot, că ei fac, el face ce vrea. Mulți proști mai sunteți, mă, pe cătera. Să mă bag picioarele, că mulți proști mai sunteți. Mulți rău. Mai sunteți, maică? Da. I-am zis că asta e sexualitatea mea și el n-a înțeles. Da. Tu n-ai cum să vorbești cu prostul, mă? Ați înțeles? N-ai cum. Da, mai venit unul să mă ceară în căsătorie. Dar că nu-i meniu și am spus ce să facem. Asta este meniu. Vedeți, boss? Devii care vor. Și unele așteaptă să fie cerute. Ce să fac, boss, dacă nu sunteți curve? Viziunea unora. Nu făcea nimeni în căsătorie.